În fiecare an, în luna mai, Federația Europeană de Fotbal aniversează Ziua Fotbalului de Bază. Grassroots, așa cum este cunoscut la nivel internațional, evenimentul dedicat fotbalului pentru amatori, a fost sărbătorit cum se cuvine și în Bacău de către Asociația Județeană de Fotbal, spre deosebire de precedentele două ediții, în care a avut în centrul atenției copiii cu probleme sociale. Manifestarea din acest an a făcut o reverență în fața fotbalului feminin. Miercuri seară, pe terenul sintetic al bazei Constantin Anghelache, a fost organizat un meci demonstrativ al echipei feminine a Colegiului Național Vasile Alexandrii, pregătită de profesorul Ionuț Danțiș. Anul trecut am organizat o astfel de competiție pentru copiii cu probleme sociale. Acești copii anul ăsta sunt prinși într-un alt proiect, un campionat dedicat lor. M-am gândit la aceste fete pentru că s-au calificat în finala campionatului național școlar, au pierdut sau și-au ratat de puțin prezența la campionatul mondial de fotbal școlar. Ați văzut o bună parte din meci. Cum vi se pare? Ați văzut vreo jucătoare de perspectivă? Sunt două jucătoare bunicele, știu, pentru că ele se află încă la vârsta junioratului. Bacoul a avut, să spun, e mult spus tradiție, dar a avut ceva perspective de fotbal feminin, echipa Moldova Sport. Dacă se vor găsi banii și condiții necesare, cred că se poate face și fotbal feminin la Bacău. Toate participantele la meciul demonstrativ de miercuri au primit premii constând în tricouri, mingi și veste oferite de Asociația Județeană de Fotbal Bacău.